Tom, că de buget, îl găsiți ieftin la una, două. Vă 500 de lei. Cred că acum mă auziți mai cum trebuie. Așa-i? Bun, s-a conectat la microfon. Setup-ul e gata, aproape gata, că trebuie să iau și pe Iulia. Că mergem la plimbare azi, e sâmbătă. E sâmbătă dimineața. Și mergem la Rimetea. Cred că ați auzit de Rimetea, e destul de cunoscută. Mai ales e cunoscută pentru... Mai privilesc un pic la microfon că mi-intră pe mătuful ăla în gură. E cunoscută pentru formațiunea aia naturală, delușorul ăla, muntișorul ăla, cum vreți să-i spuneți, Piatra Secuiului. E foarte frumos acolo la Rimetea. Seamănă cu ăla pe care le-am văzut acum câteva săptămâni la Bazna, în județul Sibiu. Dar la Rimetea s-au mai șmecherit, le vin mulți turiști și au aranjat foarte fain satul ăla. Și mergem să vedem Rimetea, mergem să vedem Piatra Secuiului și după aia să mâncăm acolo. Avem rezervare la 12:30 la un restaurant, la o pensiune de fapt, cu tot cu restaurant în satul următor, în satul Colțești. Practic ai două variante de a ajunge la Rimetea din Cluj-Napoca. Una, mergi pe Turda, mergi până la Turda, după aia ești prin comuna Mihai Viteazu și după aia pe Valea Rieșului și faci o stânga și imediat ajungi în Rimetea. Dar noi nu o să mergem pe ruta aia ca să evităm Turda, poate ne întoarcem pe acolo, dar nu o să mergem pe tura aia. Hai să vă pun totuși în harta, să nu vorbesc degeaba. Și o să mergem, din Cluj-Napoca, să urcăm spre pădurea Făget, o să traversăm pădurea Făgetului. Și o să coborăm în partea alaltă la Ciurila, de acolo o să luăm spre comuna Băișoara, comuna și satul Băișoara. De la Băișoara o să mergem spre Iara, practic o să mergem așa pe traseul scenic prin Apuseni. Numai că acum trebuie să recuperez pe Iulia, așteptăm și pe ea, ne-am încălecat pe așa. Ne întâlnim cu Costin, prima dată după câteva săptămâni bune, că s-a întors după luna sa de sabbatical de motociclist în Italia. Și dăm bici. Singura chestie că s-a răcit afară acum și trebuie să mai dau un pic de presiune în pneuri înainte de plecare, că deja mi-era pe 2.0 și sigur acum e pe 2.0 că e rece, că se rece cauciucurile, dar oricum ar fi fost căzută. Și dacă tot am oprit acum și îl așteptăm pe Costin, să vedem. Motociclete 2.4, 1.9, de aia zic. Ce faceți? Acum am ieșit din satul Făget, comuna, localitatea, pentru nici nu știu exact ce e. Am intrat în pădurea Făgetului propriu-zisă și e o zonă foarte faină de traversat cu motocicleta, numai că sincer părerea mea că trebuie să aveți grijă la trei lucruri aici. Acum că mai umbră peste tot, că e dimineața, dar de la prânz și după masă va fi zona aia de umbră-lumină, cum vine soarele de sus și nu vedeți bine asfaltul. Trebuie să aveți grijă în general la asfalt, că e destul de murdar și multă piatră, mult nisip aici pe zonele astea. Uite, exact acum am trecut pe lângă niște piatră pe mijlocul curbei, pe care nici nu am văzut-o până n-am ajuns în dreptul ei. Și a treia chestie, să aveți mare grijă la animale.
cum am zis, dimineața, dar mai ales seara, dacă treceți pe aici, că și seara e cel mai fain de făcut, ăla e adevărul, l-a pus așa la golden hour, dar atunci trebuie să aveți cea mai mare grijă la animale, că în făget e plin, vulpi, iepuri, căprioare, cerbi, am văzut de toate la alergat, când eram la alergat și făceam drumeții pe aici, prin pădure, prin făget, de toate și am văzut multe și pe drum, efectiv, traversând și cu motocicleta, prin fața mea, a traversat căprioare. De aia zic, veniți, plimbați-vă pe aici, dar cu mare, mare grijă. Na, nu vezi căprioare, dar vezi bizoni, care trec strada ilegal exact după curbă. Mi-aduc aici, aminte aici, când am venit prima dată, după ce m-a luat permisul cu Ricky, mamă, ce frică, mi-era pe curbă, ia stă-mi. Mi se părea că nu o să-mi văd niciodată, spun. Nu se iau așa curbele, că nu se iau deloc. Da! Cu tine vorbeam. Da. Cam. Și mă gândeam, da, că niciodată nu o să fiu în stare. Plus că era să ies pe contrasens într-o curbă pe aici. Că n-am știut să iau. Am luat-o un pic prea tare și nu m-am înclinat destul. Azi am bac. Mă duc acasă, dar mereu și în diurea. Mă las de motociclism. Când nu-i de mine, cum n-ai băsit așa curbile. Și când cobor în partea asta, la altă, după Ciurila și așa aici să vinde să... Și când cobor în partea asta, după Ciurila, ieși aici să te intersectezi cu autostrada și drumul care în stânga, vi l-am arătat de multe ori, îi am zis noi, drumul motocicliștilor spre Cheile Turzii, cu zona asta vreau să zic că mi se pare una din cele mai frumoase locații și de dat cu motorul, dar nu numai de aici, din imediata vecinătatea Clujului. E foarte fain pe aici. Atâta singura chestie pe care vreau să aveți grijă pe partea asta, e tot așa mult nisip, că se circulă cu mașini de teren care ies de pe cărpurile astea cu tractoare, deci trebuie să aveți grijă la mult nisip pietriș pe partea asta și trec multe stâni pe aici și posibil să fiți atacați de căței de stână. Care știm toți, bineînțeles, nu e vina cățeilor, e numai vina ciobanilor, că nu și administrează cum trebuie, dar... Și zic asta din proprie experiență, că am fost atacat pe aici și pe jos în drumeție, și cu bicicleta și cu motocicleta. Numai că l-am pierdut pe Costin. Costin s-a dus ca o rachetă în față, l-am lăsat-o prin spațiu înaintea mașinilor din față și dus, sper să recuperăm cât de curând și nu numai să ne întâlnim cu el acolo când ajungem la Rimetea, că nici nu știu dacă și-a pus măcar GPS, sincer. Frate, nu văd nimica pe asfaltul ăsta. Suntem acum pe porțiunea asta finală, înspre... V-am zis, imediat ne intersectăm pe drumul de Valea Arieșului și pe curbele astea, nu văd nimic. Salutare, colegi, bună dimineața! E foarte întuneric, e dynamic range-ul ăsta între zonele însorite și zonele umbrite, e foarte mare și nu văd nimic pe jos. De aia circul așa extra mega prudent pe curbe, dar acum suntem foarte cântați amândoi și eu și Iulia de zona asta de fiecare dată când o traversăm. Repet, în general e zona Arieșului, Valea Arieșului, foarte faină de venit în acolo. Așa, am ajuns aici la intersecție și v-am indicat un pic eronat. Aveam impresia că spre dreapta trebuie să facem acum când intersectăm cu Valea Arieșului, dar nu spre dreapta, spre stânga. Și ulterior spre dreapta. Imediat dacă făceam dreapta de aici, mergeam direct spre Câmpenie. Mai erau vreo 21 de km până acolo, parcă așa am văzut pe tăblie. Dar nu, mai trebuie să facem o stânga aici. Mi-a culpa, îmi cer scuze. Așa. Și asta e dreapta despre care vă ziceam, aveam indicator și acolo cu mănăstirea Rimetea și Aiud și la fix o luăm în partea asta, trecem peste râul Arieș pe care nu-l găsesc, uite-l aici, ăsta e râul Arieș și de aici un 7,8 km lejer, 11 minute până în mijlocul satului Rimetea, unde sperăm să-l recuperăm pe Costin, să-l regăsim pe Costin, că a dus ca o rachetă și nu mai știu nimic de el de când am plecat din Cluj aproape. Cățel, fii cu minte slăbuțule, așa. Acum mergem să traversăm munții Trăscăului. Cel puțin până la un punct.
Și iată ne-a ajuns în Eremetea. Sper că mi s-a conectat microfonul și nu vorbesc degeaba. Ați văzut tot traseul ăla? Sunt câțiva kilometri numai de la Valea Rieșului până aici, până în sat. Dar v-am lăsat așa ca să vedeți ce faină e porțiunea asta, zona aceasta. Și acum suntem chiar în satul Eremetea. Să ajungem acum să ne băgăm exact aici, în parcarea publică. Nu am nici cea mai mică idee unde s-au ascuns cu... Mamă, ce golduin mișto! Dar nu am nici cea mai mică idee unde s-au ascuns Costin. Hai să vedem unde să parcăm și noi, că aș vrea la umbră. Cred că acolo în Valea era mai bine. Sau aici. Ia să facem așa. Hai, Iulia! Coboară, poftiți! Și iată ne aterizați în Eremetea. Suntem exact aici în centru, hai să vă arăt mai bine, din partea asta, în centru satului. Sunt câteva terase măsuțe pe aici și parcarea unde am lăsat motorul, sau cel puțin motorul, pentru că Costin a mers mai în față și l-a lăsat. Ne-am desincronizat aici pe ultima parte, dar ne-am recuperat cu bine și asta e satul Eremetea. După cum vedeți, casele foarte tradiționale, dar super mișto. Ce puteți face aici în Eremetea? De ce veniți aici? Păi, în primul rând, să vedeți satul, care arată foarte fain, cum sunt toate clădirile astea recondiționate, cum ziceam. Și aici, la doi pași de noi, se află Piatra Secului, să ajungem și pe la ea, să o vedem. Iulia și Costin au găsit un cățel și se împrietenesc deja. Bine, sunt mulți căței pe aici, din păcate, sper mă... A, asta e cățea, are pui. După cum vedeți, e destul de turistic. Sunt multe magazine, terase, langoșerii, chestii de genul ăsta. Sunt și câteva unități de cazare, că le-am văzut, am trecut pe lângă ele. Și acum, după ce m-am uitat un pic și pe Google Maps, pot să confirm că sunt și câteva restaurante. Deci, practic, puteți veni aici pentru o zi, pentru după masă sau pentru chiar mai multe zile, dacă veți să petreceți într-un loc liniștit, în care veți vederea asta în spate. Petreceți câteva zile liniștite să vă odihniți și să faceți drumeții pe aici. Ce ați descoperit? Ai grijă la mașină. Ca săptămâna trecută. Ca săptămâna trecută? Ca săptămâna trecută trag la gemuri. Ah! Credeam că sunt tot acele gemuri de săptămâna trecută. De la Delicium le-au adus aici. Ce faine sunt casele. Costi nu pleca cu mâna goală. Ce ai acolo, gem? Zacuscă. Oh, zacuscă fancy. Deci, ce ar trebui să știți despre Eremetea? În primul rând, Eremetea e un sat în comună cu același nume din județul Alba. Așezământul ăsta, satul, locația, e locuit aici de vreo 8 secole din ce am citit pe internet, cunoscând un declin undeva pe la anii 1800-1900, adică declin de populație, oamenii plecând din zona asta părăsind-o. Ce s-a întâmplat în schimb prin anii 96-97, adică secolul trecut, 1996-1997, oamenii de aici, din zonă, au început să schimbe practic cu ce se ocupă. Inițial, fiind zonă rurală românească, era o economie agrară, da, se baza mult pe agricultură, dar de prin 96-97 au început să treacă, să varieze practic, nu industriile, domeniile economice în care se activează zona asta, din care trăiesc oamenii, practic, și au trecut pe o diversificare din care cel mai preponderent, după cum vă dați seama, este turismul. Ceea ce e bine făcut, pentru că, din punct de vedere turistic, satul mi se pare mie că stă foarte bine, adică sunt mulți turiști tot timpul, când trecem și ajungem pe aici, vedem o groază de lume. Asta a permis să... multor afaceri să se deschidă, să se dezvolte și implicit multor oameni să trăiască din asta. Ce e foarte interesant și important de știut în legătură cu localitatea asta și mai ales cu clădirile astea frumoase pe care le vedem, e faptul că cetățenii localității au ajuns să-și valorizeze patrimoniul arhitectural, în principal casele construite în secolele 17-19 și să-și dorească renovarea patrimoniului de favoarea înlocuirii vechilor edificii cu altele noi, să se mândrească cu el, să învețe cum să-l păstreze nesufocat de noile intervenții urbanistice. Da, asta vă citez exact de pe Wikipedia în momentul ăsta, pentru că nu am vrut să zic vreo prostie. Pe lângă asta sunt și ceva ONG-uri care lucrează și colaborează aici în zonă, tocmai cu scopul acesta de păstrare, restaurare, păstrare a clădirilor pentru a menține strălucirea asta pe care o vedem în sat. Uitați ce fă cafenea faină! E superbă. Și un restaurant aici, lângă ăla.
La fel de superb. Acum, minunăția asta de stâncă, cum vreți să spuneți, de munte, de deal abrupt, ce o vedem în față și v-am arătat toată din aur și v-am zis că aveți opțiuni de drumeții pe aici, se numește Piatra Secuilor. E o formațiune karstică, e parte din munții Trascăului. Da, practic de pe aici, din zona asta, că ați văzut venind în coacă, de aici începe zona asta mai muntoasă. Muntoasă, mie personal mi se pare că e mult spus, pentru că nu știu cine știe ce munți sunt alți, dar nici dealuri nu sunt. Deci, practic, munții Trascăului de aici încep și asta venind din Cluj-Napoca, de unde am venit noi dincolo, e prima formațiune cu care ne întâlnim pe drum. Am găsit pe chestia asta hartă, dar din păcate nu sunt denumiri pe care le cunosc. Nu sunt de... Ba, uite Coloșvar, recunosc Coloșvar, deci aici e Clujul. Dar mai departe nu știu. A, și acolo e Budapesta și aici trec niște motoare. Să salutăm lumea, bună dimineața. Așa. Deci Coloșvar, Nogior, Varad, asta mi se pare că e Oradea. Oradenii merge jos în comentarii și spuneți-mi și Budapesta. Deci toată se pare că recunoșteam câteva cuvinte de acolo. Și aici, în centru sufletul satului, exact lângă biserică, am găsit și un panou informativ. Și hai să vedem ce zice. Așezare construită, deci situl rural Rimetea Torocciou, îmi pare rău, nu știu să citesc aia. Și așezare construită în jurul exploatării de suprafața minereului de fier, odinioară având statut de oraș regal și furnizor de fier brut și prelucrat în tot regatul Ungariei pentru câteva secole. După epuizarea depozitelor naturale de minereu de fier și din cauza schimbărilor economice și sociale din secolul 19 și 20, decade, dar devine depozitar al unui imens potențial turistic. Cea mai primele dovezi de înlocuire provin din perioada neolitică, fiind descoperite în zonă mai multe topoare din piatră și așchi de silex continuate de piese aparținând culturii coțofeni și de piese aparținând întregii epoci a bronzului. Și încă câteva chestii, dar să nu ne întindem. Ați venit la Muzeul Etnografic din Rimetea să vă culturalizați? Culmea, un pic ironic aici, dar muzeul ăsta etnografic, cel puțin din exterior, pare una din cele mai neîngrijite clădiri. Nu neîngrijite, adică nerenovate din sat. Păcat. Vezi? Unde oamenii și-au făcut ei treaba lor și unde au lăsat statul să-și facă treaba. Cam urât să arate așa, nu mă zic Rimetea și primăria Rimetea și Consiliul Local, cine se ocupă de muzeul etnografic. Iulia, cu toate magazinele în zona asta, nu se plictisește absolut deloc. Și-l convinge pe Cosptin. Are pe cine să tragă după ea la toate tarabele. Și sper din suflet că nu o să ne întoarcem cu un covor pe motocicletă acasă. Dar uite ce fain, măcar filmează B-roll. Deci astea sunt covoarele filmate de Iulia și bostanii. Și aștept să vadă și covoarele astea. Și tare, tare mă tem că o să ne întoarcem cu un covor pe motor până la Cluj. Și frumusețe, cum îți pare Rimetea? Place. Îți place? Mm-hmm. Aici. Ne întoarcem cu un covor acasă? Nu. Că am văzut că trăgeai cu ochiul la covoarele. N-avem de... să-l punem. A, speram și eu să fii conștientă să nu pune o idee bună să venim cu motorul pe cu covorul pe motor până la Cluj. Bine, dar pui sub fund acolo. Și venim așa perpendicular sub noi? Păi sigur. Păi sigur că da, uite ce de căței. Da, din păcate sunt foarte multe animale nesterilizate aici, văd că... Cam, să zic așa, rușine Rimetea, că nu aveți grijă de ele. Păcat. Hai, ne echipăm și o luăm la picior spre satul următor. Cum vă ziceam, Colțești, satul vecin, unde o să luăm și prânzul. O aruncătură de băți între cele două sate. Nici cred că 2 km nu au fost. Și hai să vedem. Ne uităm acum la satul Colțești. Asta cum vi se pare? Parcă unele case sunt mai moderne, știi? Nu e același feeling. Sunt și case în același stil tradițional săsesc, dar nu toate. Acolo era? Da, uite, am văzut indicator. Hai să dăm o tură, că avem timp doar. Deci vedeți că sunt mult mai multe case, să zic așa, mai moderne, mai în stilul sat tradițional românesc, în loc de sat vechi săsesc. Sunt și de alea, cum am văzut în Rimetea. Spre exemplu, uitați aici astea. Dar clar nu sunt la fel de bine recondiționate și clar nu sunt la fel de multe. Pe când Rimetea are o grămadă de case de genul ăla, chiar majoritatea spune, Colțești aici, satul vecin, e mai pe tradițional românesc. Dar nu-i nimic am.
mergem să întoarcem, că am trecut de indicatorul cu conacul secuiesc, propunându-l să luăm prânzul și avem rezervare făcută de el, și ne întoarcem să ne luăm repausul, foarte multe mașini oprite pe aici, cu avariile, așa, și ne întoarcem să ne luăm repausul de prânz după tura de astăzi. Și aici, în stânga, e parcarea. Să vedem, plinem locuri. Da, uite. Aici, primele două, dar vreau să văd dacă nu găsim la umbră. Uite, ce mai umbră. E pentru dizabilități, nu am... Și de mine zice lumea că am probleme cu capul, aș avea voie să parchez acolo. Poftiți, domnișoară! Bun, am aterizat aici la conacul secuiesc, să luăm prizul, ori să vă arătăm exact ce view și ce găsiți aici. Dar atâta vă rog să luați în vedere că, bineînțeles, nu e un videoclip sponsorizat. Am venit noi pe banii noștri să mâncăm noi o ciorbă, ciorba noastră, de altfel, și să vă arătăm ca ultima destinație de astăzi. Și foarte de gust ne-am făcut și prieten un domn american, care a văzut GS-urile noastre și a venit să ne întrebe de ele și dacă ar putea să închirieze undeva în România. Which is nice, îmi pare că nu aveam camera pregătită să discutăm pe cameră, dar toată lumea iubește motocicliști. Deci planul meu de ciorbă de burtă s-a dus pe apa Sâmbetei, că nu văd nicio ciorbă de burtă în meniu, dar am văzut asta, care arată extrem de bine, așa că țineți-mi pune să fie și bună. Și am zis că hai până vine mâncarea, să vin să vă arăt ce fain e domeniul ăsta. În primul rând, avem vederea asta extraordinar de frumoasă la Piatra Secuiului. Cum v-am zis mai devreme, noi din zona aia venim din partea aia, acolo e Râmetea, după e și Clujul. Și acum avem view-ul ăsta și sunt două trasee. Unul care începe din Râmetea, de unde am oprit prima dată, care urcă, pe care le știu eu, două pe care le știu eu de drumăție și am încercat odată unul din ele să-l urcăm acum mulți ani, dar ne-a prins ploaia și ne-am întors din drum înainte să ajungem sus. Dar este un traseu care urcă din Râmetea pe partea aia și ieși exact pe coama dealului, vii până aici și cobori pe al doilea traseu și ieși exact aici în Colțești. Și să vă arăt și locația asta în care suntem noi, v-am zis că se numește Conacul Secuiesc. Arată foarte bine, are terasă, are interior, au loc de joacă pentru copii și aici mai ales au iazul ăsta foarte fain, care îl vedeți în spatele meu. Și cred că sunt și pe... Da, e plin de pești, asta să vă arăt. Ia să vedem. Dacă identificăm unul în zona aia, s-ar putea să nu se vadă din unghiul ăsta că bate soarele și foarte puternic luciu apei, dar da, sunt și pești în el. Uite acolo, ce mare sunt. Adică nu mare... Atâta trebuie să aveți în vedere când vreți să veniți aici, faceți cu cel puțin o zi înainte rezervare, că noi am avut de ieri rezervare și acum am auzit în spatele nostru familie care au vrut și nu mai erau mese deja. Au vrut de pe stradă, de pe drum să vină să oprească, să se așeze și nu au mai găsit mese deja. Și e foarte interesant că aici la conac, dacă vii, ești cazat peste noapte în conac, există chestia asta care se numește poartă pentru bețivi. Și vii pe aici și te arunci prin poarta asta noaptea când ești beat, petreci nu știu ce și vrei să te bagi în iaz, vii și trebuie să te arunci prin poarta asta în iaz. Să țineți minte asta. Dar numai dacă te cheamă Alex sau Andrei. Adevărul că nu cred că am greșit, sincer. Nu, Iulia? Nu, n-am greșit, așa e? Ești încântat de cum arată ciorba de tot felul? Nu, ce am greșit. Nici tu n-ai greșit, bravo. No, poftă bună să avem. Extraordinară treaba asta. Îmi pare rău că n-am mâncat o ciorbă de burtă. Cum era poftă și aveam un program, dar șnițelul ăsta, cum se chema? Cotuletul Colțești. Cotuletul Colțești. Extraordinar. Nu-mi pare rău. Iulia, ți-ai făcut o surpriză, să înțeleg. Păi, sincer, care e surpriză? Da? Ce să aștept? Gumboți negri? Gumboți cu mac. N-am mai mâncat niciodată. Cream că sunt africani. Îi prefer ceilalți. Îi prefer pe ceilalți, nu-ți bune? Gustă, să vă spun. Asta gustă. Într-adevăr, Iulia nu zice rău. Nu-s răi sau ceva, dar sunt mai bune aia pe smet, gomboții tradiționali.
Până nu-i să menționez, de aici se vede foarte fain acolo, vedeți în zona aia, se vede foarte fain cetatea Corțești. Și puteți face o drumeție scurtă de jumătate de oră, 45 de minute de aici, din sat, pe lângă deal și ieșiți efectiv acolo la cetatea Corțești. Și dragilor, cred că a fost cam suficient pentru astăzi. Sper că v-am trezit interesul să faceți și voi o vizită aici, în zona asta Munților Trascăului, în satele Rimetea și Corțești. Poate să mâncați și voi în zona, că ați văzut că merită și arată foarte bine mâncarea și eu și fost mare parte din ea foarte bună. Dar ce să zic, dacă ați rămas până aici, vă mulțumim foarte frumos, mai ales dacă sunteți abonați. Și dacă nu sunteți abonați, am să vă rugăm să luați în vedere, să ne lăsați și o abonare. Poate dacă sunteți acolo jos, să plesniți și butoanele alea de like, share, poate chiar lăsați un comentariu bun, rău, numai vă rog, nu fiți nepoliticoși, comentariile nepoliticoase am să le șterg. Și ce să zicem, până data viitoare, de aici, din Colțești, apă, paie și bătaie. Și asfaltul uscat să aveți.